Bună, sunt Amalia, sunt mama parenting și aici ești la seria despre cum facem parenting. Lecția de astăzi, anxietatea de separare. Ce oare o mai fi și aia și ce ne facem cu ea? Știi că apogeul ei apare undeva în jurul vârstei de 2 ani și este pur și simplu teama de a fi separat de persoana sau părintele față de care există un atașament puternic. Cum poți să jonglezi cu anxietatea de separare? Începe ușor. În loc să îl lași la grădiniță o zi întreagă și să pleci de acolo, pleacă mai degrabă în camera de alături. Spre exemplu, cobor la nivelul copilului și spui: mami se va duce la baie singură. Tu rămâi aici să te joci cu acest puzzle. Până când tu vei fi terminat acest puzzle, eu mă voi fi întors. Am inclus și un sfat din sfatul următor, care ar fi: oferă o activitate. E destul de greu pentru un copil să perceapă timpul, în special atunci când e vorba de anxietatea asta de separare, așa că îi poți oferi o activitate pe care el să o înțeleagă. Spre exemplu, mami se va întoarce să te ia de la grădiniță după ce veți fi luat prânzul sau după ce veți fi ieșit afară să vă jucați sau mami se va întoarce de la baie când termine acest pas. Subliniază întotdeauna că te-ai întors exact așa cum ai promis. Pentru că tu ești un om de cuvânt care nu minte niciodată și îți ține întotdeauna promisiunile. Și un ultim sfat care o să-l ajute să gestioneze anxietatea asta de separare. Din când în când, povestește-i despre momentele în care ați fost separați, dar tu, om de cuvânt, te-ai întors. Cum sună asta? Stai și tu liniștită, cureți un cartof pentru ciorbă și începi. Mai ții minte când am fost la magazin să iau pâine și ți-am spus că o să mă întorc? Chiar m-am întors! Ce tare! Cam atât în lecția rapidă despre anxietatea de separare. Sunt Amalia și ne vedem la lecția următoare din seria Facem Parenting.